Da, și i-am dat loc de cărăm unde dormi. Așa. Care și de tete. Dar nu eu vă dau, alții dă. Alții care ajută. Am eu... Am pus baticul. Ți-ai pus baticul, așa vă învățat ăsta. Mă nevează. There is a man in Dumbrava, a small Romanian village, popularly named the Good Samaritan. His actual name is Viorel Pașca, and over the last 17 years, he has helped more than 2,500 homeless people. He gives people a home, food, clothes, and medical assistance, all without any government help. And today, I have the privilege of speaking with Dumitru, one of the residents. Povestiți-mi un pic așa despre viața dumneavoastră. Cum ați ajuns aici, la Dumbrava? Eu am fost la unul care l-am îngrijit inițial și el a murit. Am avut casa unde a stat omul. A stat 14 ani și noi, nici eu nu am avut familie. Și eu n-am mai putut sta să-mi aduc alimente. Că eram pe deal și era departe magazinul. Și soția ți-a avut sau? Nu, nu am fost căsătorit. Nu am avut cine, n-am, numai o soră bolnavă, nepoții plecați în alte țări și n-am avut cine să mă îngrijească. Cum ați ajuns aici, la Viorel? Printr-un... unde ce lucră la televiziune. Și-a venit domnul după mine. Nici eu nu știam ce să fac. La oameni, la coasă, la pân, la lemne, la... Și vă dădeau bani cât să supraviețuiți, bănuiesc, nu? Da, îmi plăcea. Cât vă lua să ajungeți până în sat, să vă cumpărați alimente sau cum era? Era 3 km. 3 km? Da, eram pe deal sus. Și cu sănătatea cum stați? Nu prea bine stau, că am avut bronșită. Și la inimă insuficiență. Oh, insuficiență cardiacă. Și când ați aflat lucrurile astea? Adică când... Am fost internat de 4 ori. Când a fost așa un moment fericit în viața dumneavoastră? Moment fericit a fost fericit. Cât am trăit, cât am fost sănătos, am putut lucra. Și acum... Mă rog Domnului și ce să fac? Fie sănătoși și să roage pe Domnul să povățuiască și să învețe meserie. Să meargă la școală, să facă ce meserie. Păi vă mulțumesc mult că ați vorbit un pic cu mine. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. Thank you for listening to Dumitru's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support Viorel's project in any way, you can contact Viorel Pașca at the number provided on the screen. I hope to see you again next week.